Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Doctor în Sien. Invitatul meu de astăzi este medicul Claudiu Hoportan. Bine te-am găsit! Mulțumesc pentru invitație! Bine m-am găsit și povestim, și povestim astăzi puțin despre evoluția radioterapiei. Cum era radioterapia acum 20 de ani? Radioterapia este o specialitate foarte tehnică, iar posibilitățile tehnice de acum 20 de ani cu siguranță nu se compară cu ce avem în zilele noastre. Aparatele de radioterapie pe acum 20 de ani erau cu sursă de cobalt, deci erau aparate radioactive cu o sursă prezentă. În zilele noastre vorbim despre acceleratoare liniare, ultraperformante, ultradotate, pentru a putea oferi pacienților un tratament de calitate și sigur. Mulți dintre telespectatorii noștri probabil nu știu ce este radioterapia. Încercăm să le explicăm așa foarte pe scurt și mai puțin tehnic? Da, radioterapia este o specialitate oncologică. Ea tratează cancerul. Sigur că noi spunem că este o chirurgie fără bisturiu, în sensul că este un tratament local. Tratamentul oncologic este multidisciplinar, cuprinde chirurg oncolog, chimioterapeut, imagist, radioterapeut, nutriționist și psiholog-oncolog. Împreună formăm o echipă pentru a putea trata cât mai bine această maladie. Care sunt principiile pe care funcționează radioterapia? În momentul în care un pacient este referit unui serviciu de radioterapie, sigur, el trebuie să aibă un diagnostic confirmat, adică un diagnostic histologic și să fie stadializat. Pentru că radioterapia se împarte oarecum în două mari aripi, ar fi o aripă sau o latură care se referă tratamentelor curative, dar sigur are un rol important și în tratamentul paliativ, adică pentru a reduce sau ameliora anumite simptome ale pacienților. Și atunci este nevoie de un diagnostic corect și complet, cu o stadializare corectă și completă. După aceea, în cadrul unui comitet multidisciplinar, așa se numește, care este format din specialiștii pe care vi-am enumerat anterior, chimioterapeut, imagist, chirurg, radioterapeut, psiholog, nutriționist, se ia o decizie care este cea mai bună pentru pacient. Ulterior, pacientul este referit serviciului de radioterapie. Sigur că din momentul în care pacientul efectuează un consult de radioterapie până în momentul în care va începe efectiv tratamentul, este nevoie de anumiți pași care trebuie parcurși și nu pot fi săriți. În primul rând este vorba despre un tomograf care se face cu scopul de a stabili exact țintele, după care medicul efectiv conturează, pentru că ăsta este termenul, organele care dorim să fie, adică locul în care dorim să livrăm tratamentul și sigur delimitează organele care nu dorim să le iradiem, sigur că ele vor încasa o anumită doză de iradiere. Un plan ideal ar fi să primească zero iradiere, ceea ce nu este posibil și nici nu cred că va fi posibil vreodată. După aceea, medicul pasează planul unui fizician medical care întocmește planul. După aceea, acel plan este aprobat de către medicul curant. Acel plan este verificat să îndeplinească anumite criterii de calitate și doar apoi este implementat la pacient. Acest lucru poate însemna chiar până la 2-3 săptămâni de muncă, pentru că pentru un singur pacient, pentru că vrei să oferi un serviciu de înaltă performanță. Tratament complet de radioterapie cam cât durează, ca și număr de ședințe? Numărul de ședințe variază în funcție de localizarea tumorală. Poate fi un exemplu sânul, deci un carcinom mamar care se poate iradia în 25 de zile lucrătoare, deci 5 săptămâni, și poate ajunge până la o iradiere de 39 de zile în cazul unui carcinom de prostată. Deci aici vorbim de o relație foarte strânsă între medic și pacient. Da, pacientul vine zilnic, radioterapia se efectuează zilnic, spre deosebire de tratamentul oncologic, unde sunt la interval de 14-21 de zile. La radioterapie pacientul vine zilnic și sigur că este ideal să nu ai întreruperi pe parcursul tratamentului, din momentul în care a început, să aibă 25 de zile lucrătoare efectiv de tratament. Sigur, zilele de weekend nu se efectuează radioterapia. Cum arată o zi din viața unui medic? O întrebare foarte dificilă, pentru că nici o zi nu seamănă cu alta.
Sigur că noi vedem foarte mulți pacienți, vedem bolnavi care vin și se adresează cazuri noi către serviciul de radioterapie, dar sigur vedem și pacienții care se află în tratament în diferite faze ale tratamentului, pentru că avem pacienți care se află la începutul tratamentului, iar acolo sigur că răsunetul efectelor adverse este mai mic, dar avem pacienți care se apropie de finalizarea tratamentului și acolo pot să apară efecte adverse chiar grave. Și trebuie să intervenim pentru a putea, în primul rând, finaliza tratamentul, dar sigur pentru a îmbunătăți calitatea vieții pacienților pe parcursul radioterapiei, pentru că avem nevoie ca pacientul să fie compliant în timpul tratamentului. Povesteam înainte să înceapă filmarea puțin despre cum vă începe vouă ziua și despre etapele pe care le aveți în calibrarea aparaturii, pentru că voi sunteți destul de dependenți de tehnică. Suntem extrem de dependenți de tehnică, de aparatură. Sigur că avem în cadrul clinicii aparatură de înaltă performanță, asta ne ușurează munca, dar există niște proceduri care trebuie respectate în fiecare zi. Echipa de radioterapie este formată din doctori, fizicieni și tehnicieni de radioterapie. Sigur că lor se adaugă colegii oncologi și colegii nutriționiști, psihologi care au un rol extrem de important în tot angrenajul ăsta, în tratarea cancerului. Iar ziua începe cu o verificare a aparatului, pentru că vrei ca în momentul în care pui pacientul pe masă să fii sigur că este în siguranță. Și tot înainte povesteam puțin despre cum a evoluat efectiv nivelul tehnic, nivelul aparaturii. Da. Cum a crescut acuratețea? În primul rând, tehnologia îți oferă siguranță, calitatea tratamentelor și sigur o reducere a efectelor adverse. Pentru că ai posibilitatea să verifici poziția pacientului în timp real. Cu noile tehnologii, aparatele sunt echipate efectiv cu un tomograf și poți verifica în timp real dacă pacientul este într-o poziție corectă și ai certitudinea că vei livra doza de iradiere exact în ținta în care dorești. Asta se traduce în rezultate mai bune, pentru că ai practic o iradiere extrem de bine țintită și sigur în același timp se răsfrânge asupra calității vieții prin mult mai puține efecte adverse întâlnite. Poți să ne dai un exemplu? Ce s-ar putea întâmpla dacă radierea nu ajunge exact acolo unde trebuie? Păi asta este foarte grav, pentru că dacă nu iradiezi ținta, practic nu vei obține vindecarea. Și atunci boala poate să progreseze chiar și în timpul iradierii, ceea ce nu este de dorit. O acuratețe a livrării tratamentului îți asigură, practic, o șansă mai mare de vindecare. Dar ne poți da un exemplu concret? Da, prostata este un organ foarte mișcător. Și dacă nu ai certitudinea că se află în ținta ta, poți să ratezi ținta și poți în fiecare zi să ratezi câte puțin din țintă, adică din ținta ta fiind prostata din prostată, și atunci practic tumora nu va fi distrusă pentru că nu va primi în final doza prescrisă în tumoră. Pentru prostată de câte ședințe aveți de nevoie de obicei? Variază, dar este un maximum de 39 de ședințe. Și dacă voi v-ați calculat că în 39 de ședințe ar trebui să distrugeți tumora, dacă, de exemplu, numai în 30 de ședințe ați reușit să o prindeți? Există tehnici de iradiere care sunt ghidate imagistic și sigur se pot adapta la noile situații întâlnite la pacient. Dar rezultatul final se vede peste un anumit timp, în momentul în care se face o evaluare completă și poți efectiv să vezi dacă ai obținut vindecarea, adică distrugerea tumorii în totalitate sau nu. Aici face diferența echipamentul, aparatura. Cu cât este mai nouă și mai acurată? Da, pentru precizia de livrare a tratamentului și sigur pentru siguranța pacientului pe ansamblu. Dacă vorbim de tehnici ultramoderne de radioterapie, concepte noi de radiochirurgie, deci radioterapia sau radioterapia stereotactică, sunt două concepte noi. Practic, ce aduc nou aceste două tipuri de iradiere? Primul, radiochirurgia, se livrează o doză mare de iradiere într-o singură ședință și practic obții o distrugere completă a tumorii, sau asta ne dorim,
Iar radioterapia stereotactică înseamnă o fracționare redusă în ideea în care o iradiere de lungă durată, care durează, cum v-am spus, între 5 săptămâni și 8 săptămâni, să poată fi redusă la un număr de 5 ședințe, iar asta se poate realiza doar cu tehnologie de înaltă performanță. Acolo vorbim deja de tehnici ultrasofisticate în care folosim mijloace de imobilizare complexe și de monitorizare a respirației pacientului, pentru că vorbim de doze foarte mari care pot deveni letale la un moment dat dacă nu sunt livrate unde ar fi de dorit, sau invalidante definitiv. Pentru că dacă vorbim de o iradiere cerebrală, vă dau un exemplu concret, și livrăm o doză de 20 de grei într-o singură ședință, unitatea de măsură este grei, ca să completăm, că am zis că este o parte tehnică, și lovim nervul optic și nu lovim ținta, practic pacientul va rămâne nevăzător. Deci de aceea e important să fie specialiști și aparatură. Sunteți așa, da, o echipă. Și să fim în continuu în pregătire. Tot timpul avem lucruri de învățat, tot timpul apar lucruri noi cu care trebuie să ne punem la punct în permanență, în primul rând pentru pacienții noștri, pentru a putea să le oferim cea mai sigură și cea mai eficientă tehnică de iradiere, dar nu în ultimul rând să fim noi protejați de ceea ce urmează să facem. Vă mulțumesc foarte, foarte mult pentru povestea de astăzi, cu siguranță vom continua. Și eu vă mulțumesc pentru invitație și sper să ne revedem sănătoși! Să ne revedem sănătoși!